În anul 2017, Muzeul Bucovinei vine în întâmpinarea preșcolarilor și a elevilor din unitățile de învățământ sucevene cu o paletă largă de proiecte educaționale, ateliere de creație, ateliere istorico-didactice și lecții interactive. Ca element de noutate, în acest an va fi implementată ora de școală la muzeu, unde cei mici vor putea să-și îmbogățească cunoștințele dobândite în școală. Programul Educație Muzeală lansat de Muzeul Bucovinei a luat naștere în anul 2016 și este destinat atât elevilor din mediul gimnazial cât și din cel liceal. Proiectele propuse de Muzeul Bucovinei sunt adaptate și în funcție de preferințele elevilor. Anul acesta, de asemenea, proiectele propuse de noi, sigur, bazate și pe programa școlar, bazate și pe solicitări din partea unor unități de învățământ, se află deja în școli, la nivel de profesori și, evident, de elevi. Bineînțeles, din când în când, respectiv, cam din 3 în 3 luni, noi revenim cu oferta. Ea ține cont și de perioada de vară, încercăm să ocupăm timpul copiilor într-un mod plăcut, sperăm noi. Sunt și programe care s-au derulat de-a lungul timpului și care au avut succes. Aș aminti, spre exemplu, Micii Meșteșugari sau atelierele din Secretele Maestru, atelierele de pictură și sculptură, dar sunt și multe proiecte, chiar multe proiecte noi, proiecte dezvoltate la Muzeul de Istorie, la Cetatea de Scaun și, evident, la Muzeul de Științele Naturii și, se înțelege, Muzeul Satului Bucovinean. Specialiștii Muzeului Bucovinei au pregătit anul acesta un program nou denumit Ora de Școală la Muzeu, menit să îmbogățească cunoștințele elevilor dobândite în școală. Proiectul va fi structurat pe diverse teme, respectiv de istorie, artă, arheologie, etnografie și științele naturii. Ca element de noutate pentru anul 2017, ora de școală la muzeu. Noi am propus un număr de teme și, evident, în funcție de solicitări, practic încercăm ca o oră să o ocupăm noi cu personalul nostru, cu specialiștii noștri. Cred că este un lucru mai interesant, una este să povestești în clasă, alta este să povestești în jurul, știu, obiectelor sau obiectului. Sperăm că oferta noastră să fie, pe de-o parte, în ajutorul profesorilor și, evident, de folos pentru cei mici.